bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum bine știți, curiozitatea mă face să caut întotdeauna lucruri care ar putea să ne facă viața mai frumoasă, să ne simțim mai bine și pe care de-abia aștept să le împărtășesc cu voi. Și astăzi voi vorbi despre un subiect care am văzut că este foarte des căutat pe site-ul andrearaicu.ro. Și este vorba despre infertilitate sau de menopauza precoce. Am stat de vorbă cu medici, dar astăzi voi avea bucuria să am un invitat special pe care recunosc că l-am urmărit pe social media și am urmărit activitatea de ceva vreme încoace și m-am bucurat să am ocazia să pot să-i pun întrebări personal. Vreau să vorbim un pic despre menopauză, pentru că și vârsta la care menopauza se instalează este mult mai devreme față de cum se întâmpla la mamele noastre. Așa este. Multe femei nu știu despre perioada de perimenopauză, premenopauză sau perimenopauză și menopauză. Când se instalează și sau care este durata perioadei dinainte de menopauză? Poate dura de la un an până la 5, 6, 7, 10 ani. Poate fi foarte scurtă, poate fi foarte lungă. Sunt ce cazuri în care... Deci nu este doar 2 ani sau 3 ani. Citiți-mă undeva că doar 2 ani e... Nu neapărat. Sunt cazuri în care pur și simplu am paciente cărora li s-a oprit periodul de la o lună la alta și altele care trec printr-o perioadă foarte lungă de perimenopauză, cum se cheamă. Sunt foarte multe simptome. Sunt aproape 37 de simptome care sunt legate de această perioadă. Multe din ele necunoscute. Pentru că dacă stai să te gândim și să vorbim de menopauză, cele cunoscute sunt bufeurile de căldură, eventual pielea, somniile, da. Uscarea pielii, uscarea gurii și altor zone din corp. Căderea părului, cred? Da, căderea părului, exact. Poate starea de agitație. Dar vorbim de depresii foarte puternice, care pot fi legate de menopauză. Vorbim de ceea ce se cheamă ceață pe creier, foggy head, că nu-ți pierderea memoriei. Toate chestiile astea sunt, de fapt și de drept, legate de balanța hormonală în organism. Dar de ce crezi că și în cazul menopauzei lucrurile stau ca și la infertilitate, se întâmplă cu mult mai mult... Cred că din cauza faptului că trăim într-o societate în care suntem foarte stresați, nu avem grijă de noi neapărat, sau dacă considerăm ceea ce facem ca să avem grijă de noi, de fapt și de drept creează mai mult stres, pentru că ideea de a te relaxa și de a intra într-o zonă în care ești din ce în ce mai relaxat, nu este neapărat de mare valoare în societatea de astăzi. Sistemul nervos se împarte în două părți, cel parasimpatetic și cel simpatetic. Noi trăim într-o societate plină de adrenalină. Tot timpul trebuie să fim pe fază, trebuie să dăm răspunsul, trebuie să avem ideea, trebuie să fim repede, trăim pe telefoane, creierul este tot timpul în această stare de alertă. E, dacă stai să te gândești, cu sute de ani în urmă, starea asta de alertă era foarte scurtă. După care ne relaxam și trăiam într-un sistem nervos parasimpatetic. Când suntem în acea perioadă de relaxare, atunci organismul se regenerează și se vindecă. În general, organismul se vindecă când noi dormim. Dar pentru că constant suntem sub influența adrenalinei, în momentul în care ne relaxăm și noaptea, în momentul în care dormim, somnul nu mai este atât de adânc și atât de regenerat. Nu știu, când ești obișnuit să fii veșnic sub presiune și cu adrenalină și cumva, dacă vine o perioadă în care e liniște, nu știi ce să faci cu ea, pentru că nu mai ești obișnuit. Exact. Trăim într-o viteză și o intensitate atât de mare, încât atunci când e totul relaxat, cred că e nevoie de foarte mult timp să poți să-ți dai seama că se poate trăi și altfel. Exact. Și de multe ori, multele din pacientele mele se îmbolnăvesc. Se duc în vacanță, se relaxează și atunci încep răcelile și încep tot felul de alte boli. Când organismul începe să relaxeze, cumva și-a dat seama că e safe, se poate, nu mai are nicio responsabilitate, nu mai are nimic, exact. Este în siguranță, se poate relaxa, știu, mie exact. Mi s-a și mie și atunci apar diferite imbalanțe care ies la suprafață. Cum poate ajuta medicina tradițională chinezească perioada asta și dacă o poate... În primul rând, și este un amâna. Lucru,
Da, o putem amâna. În primul și în primul loc, și este un lucru pe care eu pun foarte mare accent în această vacanță pe care o petrec la Bodrum cu persoanele respective, este educare. Înțelegerea simptomelor, înțelegerea problemelor care apar, de unde vin ele și ce putem face noi acasă ca să le balansăm, fără ajutorul neapărat al acupuncturii și a ierburilor. Pe lângă asta, bineînțeles, acupunctura și ierburile pe perioada respectivă ajută foarte mult. Dar cred că este extraordinar de important să subliniem faptul că, indiferent de câte medicamente iei, câte acupunctură faci, câte ierburi iei, dacă tu ai un stil de viață care nu este sănătos și care nu-ți priește, nu faci altceva decât să folosești aceste instrumente ca niște cârje. Da? Și vei folosi acupunctura și ierburile, dar pe de altă parte tu îți vei face rău organismului continuând un stil de viață nesănătos. Bine, acum nu înseamnă, da, acum vorbeam despre zahăr, acum nu înseamnă toată viața de acum încolo să nu mai mănânci niciodată o savarină. Am înțeles, da. Da? Dar trebuie să existe o balanță și trebuie să existe o balanță personală în care tu să recunoști acele simptome, care sunt complet, care sunt legate de organismul tău, cum reacționează. Sunt persoane care nu reacționează sub nicio formă când mănâncă gluten. Sunt altele însă care reacționează și care nu înțeleg neapărat că acele simptome pe care le au pentru că mănâncă pâine și lactate. Înțeleg? Și atunci, noi nu ne cunoaștem foarte bine corpul. Noi n-am fost învățați să fim în contact cu corpul nostru, să ne ascultăm, pentru că el ne spune întotdeauna care sunt problemele, întotdeauna ne dă semnale, în așa fel încât noi să știm ce e bun și ce nu e bun pentru noi. Exact. Și exact cum ai spus, durerea este un semnal în care corpul îți dă de înțeles că ceva nu e în regulă. Dar dacă tu nu faci altceva, să iei o pastilă și să tai durerea, să amuțești, exact, n-ai rezolvat absolut nimic. Sunt persoane care au dureri, spre exemplu, de period, de la vârstă foarte fragedă și care, pe măsură ce trec prin viață, aceste dureri se accentuează și ajung să aibă fibrom, ajung să aibă alte complicații. Dacă aceste dureri de period ar fi fost adresate cu ani în urmă, când ele erau tinere, n-ar fi ajuns la asemenea complicații care sunt destul de grave în anii de viață. Da, hai să luăm un exemplu la care cred că se poate raporta foarte multă lume. Ai 40 de ani, teoretic n-ar trebui să intri în menopauză la 40 de ani. Teoretic, însă practic... Se poate și la 30 de ani, știu. Exact. Deci ai 40 de ani, n-ar trebui menopauză. Să intri, dar totuși ai intrat în menopauză. Da. Există vreo variantă prin intermediul medicinii chineze să poți să ajungi să ai ciclu regulat, să nu ai simptomele pe care ți le dă, se poate să... Bineînțeles că asta e, orice medic de medicină chinezească care te va trata, asta va avea în primul rând ca scop. Să te facă să te simți, să-ți amelioreze aceste normal simptome de menopauză, dar dacă se poate și dacă te duci de la început, în momentul în care apar primele simptome, periodul poate să-ți vină din nou și poți în continuare să ai o bună bucată de vreme să prelungești această perioadă. Și că să-l întreb din nou de statistic. Adică care este rata? Nu știu dacă există niște statistici. Adică în cazul tău, din experiența ta, din pacientele tale? Din pacientele mele depinde de cât de repede vin la tratament. Din păcate, pe partea de menopauză, ele vin în momentul în care au avut 4-5 ani de period neregulat. În momentul în care simptomele au devenit din ce în ce mai puternice. Au apărut bufeuri de temperatură, au început să se simtă și asta încerc să explic întotdeauna. Simptomele apar, dar cu cât nu le tratăm, cu atât ele devin mai accentuate. Cu cât începem mai devreme tratamentul, cu atât șansa de reglare este mult mai mare și ți-a mult mai puțin timp. Cu cât aștepți mai mult, cu atât va dura mai mult să reglezi organismul. Hai să ne gândim la, nu știu, 5 lucruri sau 3 lucruri pe care ar trebui să le facă o femeie care intră la premenopauză, perimenopauză. În primul și primul rând, hidratare. Okay. Perimenopauza și menopauza este legată și medicina chinezească o explică prin scăderea energiei în rinichi. Rinichii sunt legați de vezica urinară. Și în momentul în care noi ne hidratăm, eliminăm
toxinele din organism. Când nu avem destul apă și când nu trece destul apă prin noi, aceste toxine se asimilează. Și atunci toate simptomele de menopauză se accentuează. Deci asta este hidratare. Primul lucru. Al doilea lucru, zahărul. Care din nou accentuează. Exact. Okay. Fiecare femeie reacționează în mod diferit în această perioadă. Marea majoritate, într-adevăr, au puseul de căldură. Sunt altele care reacționează altfel. Dar dacă au puseie de căldură, trebuie să evite plantele, ierburile și condimentele care sunt foarte picante. Care sunt, okay, care au o temperatură mare. Noi medicina chinezească... Adică piper, ginger, exact. Ghimbir, care mai sunt? Scorțișoara. Scorțișoara este un condiment pe care noi îl folosim în medicina chinezească, care este foarte cald și încălzește rinichii. Mm-hmm. Într-adevăr, e bun și e dulce, dar pe de altă parte îți crește și temperatura. Și turmericul? Și turmericul. Okay, toate rădăcinile cumva. Nu toate, dar astea sunt în general cele care au o temperatură mai ridicată. Când ne uităm la plante în medicina chinezească, ne uităm la temperatură, ne uităm la gust, ne uităm la ce organe influențează, ne uităm la ce acțiuni au asupra organelor respective. Ok, deci avem așa. Să repetăm. Avem ghimbirul, avem scorțișoara, avem piper negru, avem ardei iute, exact. Da? Chili. Da. Pe care foarte multă lume îl pune în absolut tot ce mănâncă. Am paciente care sunt înnebunite după gustul acela. Și mi-e plac toate astea de care ai zis. Exact. Dar dacă ajungi să ai bufeuri de căldură, normal, și într-un fel este logic. Da, da? Dacă stai să te gândești. Ceea ce ai. Exact. Dar și mai mult, îți mai va mult crește și mai mult temperatura corpului. Bun, și ne întoarcem la hidratare. Hidratare. Am spus hidratare, eliminarea zahărului de alimentație. Somnul nu este... Somnul este, dar atâta timp cât astea trei le ai în considerare, somnul va deveni din ce în ce mai bun. Multe din pacientele pe care eu le văd, care au probleme cu somnul, în momentul în care rezolvăm hidratarea, dorm mult mai bine. Nu, dar chiar dacă sunt multe femei care n-au probleme cu somnul, din cauza muncii, din cauza faptului că vor să facă foarte multe, ajung să doarmă doar 4-5 ore pe noapte. E important somnul sau nu? Este foarte important somnul. În medicina chinezească, fiecare set de organe, pentru că organele se cuplează câte două, un organ yin, un organ yang, fiecare acest set de organe are o baterie energetică. Bineînțeles, medicina chinezească se uită la organism din punct de vedere energetic și nu numai. Dar fiecare organ vine cu această baterie. Rinichii au o baterie care este împărțită în două, dacă vrei. O baterie prenatală și o baterie postnatală. Bateria se numește Jing. Bateria prenatală este dată de sănătatea tatălui și ai mamei la momentul concepției. Știi că vorbeam de infertilitate foarte mult. E, noi petrecem 6 luni, un an de zile, să ne pregătim pentru o nuntă. Și ne gândim la torci, și ne gândim la rochia de mireasă, și ne gândim la pe cine invităm, și locație și așa mai departe. Și punem o groază de timp și bani în a ne pregăti pentru această nuntă. Super, absolut super. Dar după ce ne-am căsătorit, nu ne mai gândim absolut deloc cum să ne pregătim ca să creiem acest omuleț de viață pe care îl creiem, în așa fel încât să-i dăm o sănătate cât se poate de bună. Dacă stai să te gândești, în momentul în care creezi, vrei ca copilul tău să fie sănătos. E, acea baterie, sănătatea pe care tu o ai în momentul concepției și sănătatea pe care bărbatul o are în momentul concepției, este extraordinar de importantă. Pentru că această baterie de Jing prenatală nu se mai poate încărca. De asta aveți oameni care își abuzează organismul, beau, fumează și trăiesc până la adânci bătrâneți, fără să aibă nicio problemă. Pentru că s-au născut cu acel Jing foarte puternic. Atunci când a fost conceput copilul, părinții erau foarte puternici. Erau foarte sănătoși. Ce înseamnă? Știu că ieri vorbeam despre asta și mi se părut foarte interesant că este o perioadă de pregătire a părinților înainte de a concepe. Exact. Cum trebuie să fie părinții? Deci 3-6 luni. La bărbați, sperma se regenerează la fiecare 3 luni.
Deci trebuie să aibă un stil de viață sănătos, trebuie să mănânce sănătos, trebuie să facă un pic de sport, nu exagerat, sau mă rog, depinde cum sunt obișnuiți. Să nu bea, să nu fumeze? Să nu fumeze, să nu bea, exact, să facă un pic de acupunctură și, și să ia niște plante medicinale care li se potrivesc, ca să-și balanceze organismul și să fie într-un stadiu de sănătate foarte bun în momentul în care concep. Pentru că bateria asta cu care te naști și care este prenatală, nu mai poți încărca. Știi, la un moment dat când facem un lucru și ne împingem la limită și spunem că ni s-au descărcat bateriile și mergem pe roșu, cum ar veni, în momentul ăsta organismul trece la această baterie prenatală. Cu cât noi o folosim mai mult, cu cât ne abuzăm mai mult corpul în tinerețe, cu atât la bătrânețe vom avea de suferit. Și asta este explicația. Foarte logică. Da. Foarte frumoasă. Foarte logic. Dar dacă o înțelegi, dar nu cred că se gândește nimeni la asta. Sens. Nu, cred că nu pentru că niciodată în cultura noastră nu la... Să te pregătești să faci un copil. Adică exact. Cum să te pregătești? Exact. Exact. Da. Dar face foarte mult sens când te gândești. Iar pe lângă asta este o baterie postnatală, care se asimilează din felul în care organele funcționează, din ceea ce mănânci, din curățenia aerului, din mișcarea pe care o faci, nu excesivă, dar îți trebuie, și care se poate, care se înnoiește în funcție de toate aceste elemente. Da, sunt niște lucruri la care nu ne gândim și cumva nu avem de unde să ne luăm informația că nu știm despre ele. Exact. Aici mi se pare extraordinar de frumos să le putem înțelege și să le putem asimila în momentul în care suntem în fața unei asemenea decizii, să știm ce avem de făcut. Da. Aș mai vrea să mai stăm foarte mult de vorbă, pentru că atât de multe informații care pe mine personal mă interesează, sunt convinsă că și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să vorbim un pic despre tabere, despre workshop-urile sau retreat-urile de fapt pe care tu le organizezi. Organizezi acum în mai, va fi un retreat pentru menopauză. Da. Ce înseamnă un retreat pentru menopauză? Cine ar putea să participe la el? Toate persoanele care se confruntă cu această problemă. Deci care au ajuns la o vârstă la care fie au câteva semne de menopauză, și asta ar fi cazul ideal, fie trec prin această perioadă de menopauză și au probleme care trebuiesc rezolvate, sau sunt deja 2-3 ani în menopauză, s-au oprit periodul, dar se confruntă în continuare cu aceste probleme. Ce obțin de la un astfel de retreat? De la un astfel de retreat obțin în primul și în primul rând o ameliorare a simptomelor, o bogăție de informații, dacă vrei, o valiză de informații personalizate, pentru că în acest retreat este numărul limitat de persoane cu care lucrez. Sunt numai 10 locuri, în așa fel încât eu să pot acorda atenție fiecărei persoane în parte. Vom avea, pe lângă tratamentele personalizate și pe lângă acupunctură și tratamentele de ierburi, vor fi discuții odată la 2 zile despre menopauză, despre simptome, despre cum le putem adresa, ce stil de viață trebuie noi să adaptăm ca să putem să trecem prin această perioadă fără niciun fel de simptom. Care înțeleg că nu este tocmai ușoară. Nu, din păcate nu. Adică am multe prietene care trec prin această perioadă și îmi spuneau că este mult mai greu decât s-au așteptat și cumva au avut un stil de viață foarte sănătos, cumva s-au pregătit pentru asta, pentru că ar fi fost complet diferit dacă n-ar fi făcut-o și tot e foarte greu. E foarte adevărat, însă vreau să subliniez un lucru. Multe din persoanele pe care le tratez vin și spun că au un stil de viață foarte sănătos. Și cu mâna pe inimă spun că, din păcate, ceea ce consideră a fi un stil de viață sănătos nu li se potrivește întotdeauna. Aici e problema, pentru că sunt o multitudine de informații pe piață. Da? Și sunt... trecem prin perioade în care anumite lucruri vin la modă. Da. Veganismul, raw vegan, tot felul de diete care apar și sunt la modă și vezi că lumea care se potrivesc și care sau nu se potrivesc. Exact. De asta, ceea ce este frumos pentru medicina chinezească este că poți să te uiți la o persoană așa cum e și poți să-i spui, da, prietenei tale îi se potrivește să fie raw vegan. Dar ție nu. Pentru că tu deja ai o deficiență la spline și dacă tu mănânci
alimente negătite o perioadă foarte lungă, îți va fi foarte greu să-ți recuperezi. Neapărat trebuie să fac și eu testul ăsta sau ce este? Spina și stomacul nu pot digera alimentele până când ele nu sunt încălzite la 37 de grade. E ca un cuptor, dacă vrei, da? În care nu se gătește decât la o anumită temperatură. Așa este și în stomac. Ori dacă tu continui pui mâncare crudă și rece în stomac, normal că bateria stomacului va scădea în timp. Da, pentru că, în loc să-l ajuți, muncești foarte mult, să digere mâncarea respectivă. De asta văd și am exemple de persoane care după 4-5 ani de raw vegan renunță pentru că nu mai pot face față. Da. Iar corpul nostru ca femeie este foarte diferit de corpul bărbaților. Foarte diferit. Medicina din vest a fost studiată, marea majoritate a secțiunilor care s-au făcut, a disecărilor și a operațiilor care s-au făcut pe bărbați. Ori corpul nostru ca femeie este foarte diferit. Da? Și nu poți aplica același tratament unui bărbat cum îi aplici unui femeie. Legătura între sistemul digestiv și creier. Gut feeling. Da? Noi avem în sistemul digestiv 4 kg de bacterii. Și microbiomul care este în sistemul nostru digestiv este acum înțeles că are o influență directă asupra microbiomului din creier. Deci bacteriile care trăiesc în noi influențează felul în care noi gândim. Bacteriile care trăiesc în stomac. Deci imaginează-ți, mâncarea pe care tu o pui în tine îți este fie medicament, fie te face bine, fie îți dăunează. Și cred că dacă e o idee principală care trebuie să o luăm din toată treaba asta și din toată discuția pe care am avut-o, este exact treaba asta. Mâncarea pe care tu o mănânci trebuie să te gândești. Ia-ți 2 minute înainte de a mânca și gândește-te. Ce pun eu acum în gură? Mie îmi face bine sau îmi face rău? Și asta nu înseamnă că voi mânca 100% numai ceea ce îmi face bine. Nu, dar să dar există un echilibru. Să fie o conștientizare a alegerii. Să fie o decizie pe care tu o iei în momentul respectiv. Îți mulțumesc foarte mult. Dacă cineva vrea să facă un session cu tine sau să aibă o consultație, cum poate face? Și consultații individuale? Dau și consultații individuale. Din păcate aici în București voi sta foarte puțin acum, dar eu lucrez cu persoane din toată lumea. Poți să faci Skype? Poți să facem Skype, okay. Poți să facem un diagnostic pe Skype și pot să trimit ierburile ca tratament oriunde în lume. Okay. Mulțumesc foarte și mult pentru atât de multe informații și extrem de folositoare. Și eu îți mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă și sper că v-au ajutat informațiile și vă vor ajuta și v-au răspuns la multe dintre întrebări. Și cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare și nu uitați să dați subscribe canalului meu de YouTube.